mi s-a spus că puteți să mergeți în camera de interviuri, pentru că nu erau montate camerele de luat vederi, ca să fiți înregistrați și dacă e cazul să facem material, dar se vor monta și puteți să mergeți să faceți cereri. Nu toate cererile de acolo, depinde de conținutul lor, vor fi făcute publice. Dacă sunt chestiuni intime sau chestiuni așa, rămân doar ale dumneavoastră, da? Bun. Dacă e, de exemplu, cum a fost la Valentin, că a vrut să-i trimită tatălui un buchet, ați văzut că am făcut VTR și de acolo, VTR înseamnă vid, adică material. Și de acolo am trimis-o pe Adriana. Deci, înțelegem și noi ce se poate da și ce nu se poate da. Perfect! Da, asta se poate da. Uite, reacțiile după ce s-a aflat că Florin a făcut video chat. Bun, pozele cu el nu se pot da, filmulețele cu atât mai puțin, pentru curioși, scoateți banii și băgați în contul lui Florin, care se îmbogățește și stând aici în emisiune cu cămașa pe el. Vezi, Florine? Da. Asta s-a înfi mafiot. Să faci bani din filme turnate și tu să fii frumos în cămașa cu patroțele genul cowboy în emisiune, știi? Decent, adică, da. Decent. Acum, care au fost reacțiile concurenților când s-a aflat acest lucru? Vedem în următorul material. Secretul lui Florin a fost dezvăluit. Dar care au fost reacțiile celorlalți concurenți când au aflat detalii incendiare despre trecutul său? Înțeleg că ar fi o chestiune cu care te ocupi din anul 2014. Eu fac așa. Pentru că Mara este aici, ca reprezentant al lăsării. Nu, că am fost. Și s-au cărat de aici, știi, cireri, deși au fost pe primul loc la băieți. A fost un băiat și era și bisexual. Înțelegi? Tipul respectiv. De-aia. Păi unde au venit pentru publicitate. Era un site pentru femei? Este un site. Nu cred că e doar atât. Și pentru bărbați. Vezi? Sens. În descriere, trebuie să spui descriere. Bine. Te întreb cum te descriai tu acolo. Hai că mă duci cap. Nu deja vu cu George. Așa era și George. Eu detest bărbații. Nu suport un bărbat dezbrăcat lângă mine la un metru. Și atunci el de ce nu îmi pune altora să-i accepte prezența nud? Mi-e frică de ce mi-ai să accepte. Și am mai spus. La mai devreme exista posibilitatea să intri și bărbați. Eu cred că tu n-ai... Doamna Mirela? Da. Îmi plac fetele care au venit. Eu ți-am spus că n-ai să regreți. Da. Ce vrei să spui, Florin? Cine a spus că îi plac fetele care au intrat în concurs? Tudor. Ce băiat? Tudor? Da. Vreau să-i spun că a început un extern pentru copiii sub 12 ani, dacă vrea. Când a zis că am... A, lasă, da. Nu mai, nu are deschide subiectul. Îți dai seama ce face mobilie cu familia Liliana? L-am făcut foarte rar. Dacă ar fi ceva... Se poate vedea că eu... Ce luțul aici ar fi... Fetele n-au rămas indiferente. Mai este Florin o partidă bună? Este un băiat de... Nu toți care vor. Nu ce-i mai făcut în loc. Și acum că ce-i mai făcut. Nu poți. Toată lumea poate. E clar, da? Tu? E una în țară, nu se poate. Nu-ți mai mult. Nu s-a fie care vor. Făcea și... Ai repus la oasă de tot. Ești... Te luați cu cam... Dar eu am mai avut... Mai știu un băiat care face... Bine, era prieten. Mă refer iubit. A, nu. N-am făcut niciun. Dar... Nu știu, nu aș avea o problemă cu asta. Ai face? Nu, niciodată. N-aș face nici să mă... Nici să fie o rulă că pe grâna. Ai bombe între cu știu? Haide. Niciodată nu am trăit o viață foarte, foarte grea. N-am dorit să am o haină bună, să am o astea. Mă știi de unde s***a maxul? Auzi, nu te mai uita cu invidie la cealaltă. Fii tu mulțumit cu ce ai tu în viața ta. Doamna Luiza, am văzut că ați vorbit cu Tudor pe tot parcursul dezvăluirilor. Ce părere aveți? Nu am o părere despre el. Vorbeam în paralel despre... Că s-a mai întâmplat. Când a spus că e e-mail și s-a spus despre ce e vorba, aveam un deja vu, s-a mai întâmplat în acest sezon. Nu putea fi un e-mail simplu pentru despre ceva foarte drăguț. Am sigur s-au scris lucruri grave acolo. Pe ideea asta am mers. Că am zis că nu e doar atât în e-mail, că nu e... Ați spus așa, a fost un băiat, era și bi, înțelegi? Că de aia a plecat. Vorbeați despre George. Da, despre George. Unii au venit pentru publicitate, spuneți. E posibil, m-am gândit și la varianta asta. La Florin. Pentru că el a spus că a venit pentru competiția în sine, deci ar putea fi și pentru credeți publicitate. Credeți că l-ar putea ajuta această competiție să-și lărgească aria de clienți? Eu cred că aș putea să-și schimbe
meseria pe care a avut-o și să facă altceva tot pe imagine. Adică ar putea trece la un alt nivel, nu știu, să facă televiziune, chiar am mai zis odată că are carismă și ar putea face TV. Acum, spuneți așa, doamna Luiza, nu cred că e doar atât. Mă refeream la e-mail. Bibi, hai că mă duce capul. La e-mail. Am zis că doamna. Da? Mă duc la curent cu modernității. Mai zis, doamna Mirela, am doar 45 de ani. De-aia zic, da, vă duce, vă duce. Era vorba despre e-mail, că nu s-ar trimite dacă ar fi doar ceva simplu, așa, nititel. Bun, știți? Deci ați spus că BB. Pe e-mail. Eram convinsă că e ceva dar mai... Dar nu era pe e-mail, era pe contul lui, Florentino. Nu, dar eu n-aveam de unde să știu asta. Păi am zis eu ieri. Deci scria pe Florentino Ro, vezi câtă reclamă îți fac, să-mi dai și mie procent. Florentino. Scria că el este bi. Dar nu aveam de unde să știu asta, direct. Dar spuneam în ideea că un e-mail nu se trimite doar așa pe ceva mărunt, că sigur e ceva mai mult în spatele a... După care Valentin, nu știu, îi șoptește... mai întâi, doamna Luiza, spuneați, atunci de ce impune altora să-i accepte asta, prezența da, nud? A spus că detestă bărbații goi în preajma lui și tocmai fusese acea chestie cu... În anumite împrejurări. Nuditatea și am zis... Cred că se știe foarte clar. Se duc fotbaliștii, se schimbă împreună și peste asta tot. Nu cred că suntem... Adică, ceea ce se spune da, că să vezi... Să nu suporți bărbații nud în prezența ta. Da. Dacă s-ar schimba toți de față cu tine, ți-ar plăcea? Noi, în primul rând, ne schimbăm în baie toți. Dacă nu suport, credeți că mă ajută cu ceva? Mie mi s-a părut că s-a contrazis. A spus că detestă bărbații cu ei în preajmă, dar n-a spus în ce împrejurare, dar el a făcut-o în fața celorlalți băieți. Și am zis că eu se contrazice. Fix pe acest subiect. Dacă n-ar fi fost... V-aș da o replică frumoasă, dar nu vreau. Vă respect și nu vreau. Ai libertate de a face ce dorești. Nu vreau că... Nu vreau. Okay. Tudor, și tu zici, mi-aduc aminte de ce am zis eu, de sexualitate. Și doamna Luiza spune, nu, lasă, nu mai deschide subiectul. M-am amuzat pentru că am zis chestia aia atunci, că dacă vorbești despre acest lucru, înseamnă că nu e sigur de sexualitatea ta. Și a venit e-mailul respectiv. Da. Asta a fost așa o... Vreau să știe toată lumea, mai spun o dată, nu sunt nici bibi, nici gay, nici gamer, nici... Eu am înțeles, dar tu trebuie să înțelegi, Florin, și tu. Poate să... Eu am mai spus o dată, acum pe un profil să acolo, cu filmulețe de-alea explicite, cu nebunii, cu 120 de videoclipuri pe care tu singur ți le-ai făcut, cu tot felul de lenjerii din alea, cum numai la fetițe de-astea dantelate, asta vezi? Asta a zis dumneavoastră? Nu, în poze era. Azi, poate nu erau din dantelă, dar erau din aia ață. Eu cred că nu era niciun fel. Nu era ață? Nu. Nu erai tu? Vreți să vedem împreună? Măi, nu cred că putem să dăm la ora. Dacă vreți să mergem, vedem împreună, eu cred că nu am fost niciodată niciun fel de lenjerie. Eu așa am văzut în pozele pe care eu vă contrazic și vă spun că nu. Mă rog, hai, poate n-ai fost în ață. Poate ai fost în... Nu, dar pot să vă demonstrez dumneavoastră dacă vreți. Separat, adică să nu arăt la toată lumea. Adică cum? Și le spuneți dumneavoastră. Adică? Florin, v-am spus, nu am folosit niciodată. Nu ați înțeles, am spus că aș putea intra. Limita, domnul am spus Florin. Că aș putea Florin, intra pe site, pe asta m-a referit. Acum, dacă eu vorbesc, o să trec să taci. Ați înțeles întreci greșit. Limita. Și uneori, tupeul nu-ți servește. Ați înțeles greșit. Am spus că bun, aș putea să vă arăt. Nu, spui că nu așa, dar nu-mi spui tu mie. Pe nici dumneavoastră nu-mi spuneți că m-ați văzut. Dai puțin, Florin, nu-mi spui tu mie că mă iei deoparte și mi-arăt. Asta este nesimțire, punct. Și nu-ți permit așa m-a ceva. În primul rând, nu uita pe ce poziție ești tu aici și pe ce sunt poziție pe sunt eu. De scaun. Și nu mă iei peste picior. Dacă îmi iei peste picior, te duci frumos, frumos afară și te liniștești. Vă rog frumos să nu mai spuneți că eram eu în anumite... Bun, Florin, atâta timp cât te-am văzut toată țara gol, o să te rog frumos să ai puțină decență altceva, și să gol, nu... Altceva lenjerii. Florin. Vă rog frumos. Nu mă rog, se vorbește despre mine la camera. Florine, ai făcut video chat dezbrăcat. Și care e problema? N-am nicio problemă. Și dar nu îți permit să vii cu nerușinare și să-mi spui tu mie că mă iei deoparte. Nu, pentru că eu... Arăta pe site. Florin, asta am spus. Eu sunt o femeie decentă. Și nu și cred eu. Că am făcut mișto de tine decât fix pe discuțiile pe care le-am avut odată împreună. Ce spuneți că am purtat lenjerii și nu am purtat lenjerii? Dumneavoastră nici măcar nu ați văzut acolo dacă eu aveam lenjerii. Eu am să te rog un lucru. Pentru că, dacă tu continui în această manieră, unul dintre noi pleacă. În nu momentul ăsta. Eu pot să plec și acum. Nu, plec eu. Și o să te rog să vii în locul meu. Pentru că eu nu suport această obrăznicie. Așa că o să te rog să ieși afară. Hai, repede. Nu. Te rog frumos să ieși afară. Foarte bine. Și hai să vii când te chem eu. Nu mai spuneți că purtam lenjerii, că am înțeles, nu purta, era în fundul gol, iartă-mă.
în fundul. Deci te rog foarte mult, obrăznicia, nu cu mine în această emisiune. Aveți dreptate, după ce plec Jerry. Eu, poți să faci ce vrei. Bine, să rămână. La revedere, mi-a părut bine. Este îngrozitor, deci fiți atenți, obrăznicia asta cu unul care mă ia peste picior, pe care toată lumea l-a văzut în fundul gol, e o chestiune pe care eu nu o permit. Și chiar sunt foarte supărată, așa că am să vă rog să mergem mai departe la următorul material. Florin a fost dezbrăcat de secrete, însă cum a reacționat după ce tainele sale au fost dezvăluite? Ce greu e, bă, să dai de înțeles la lume. Ce ce, ce, doamnă? Ce treabă am, ce, ce, mă? Mă ajut să fiu și... Au, doamne, mă scuzați, doamne. Și eu mai sunt... Ai văzut? Vii aici, trebuie să-ți asumi toate bătăria. Băi, frate, dar ce... ce... cercetări fac oamenii, dai seama, mă? Era ușor, frate. Bine, că nu-i foarte toată lumea bine, adevăr, da. Care intră și căscăstă și de-aia am și zis, bă, din luni să spun absolut tot ce am avut în trecut, ca să nu mă mai freci pe mine cu material. Dar uite că am făcut ei material. Lumea vine și cu lucruri bune și cu lucrurile, trebuie să le accepți pe toate. Eu care de tăți bărbații mi-i supor lângă mine, și am văzut să fiu nebun, sau bisexual, nu supor bărbații să i-am dezbrăcați lângă mine, așa. La mine, dacă se află ceva, eu recunosc. Că nu mi-este greu să dau explicații și mi-asum tot ceea ce am făcut eu în viața asta până acum, înțelegi? Dar când spun un lucru, să-și creadă lumea, că nu spun prostii, nu mint. O să ce-i a făcut? Ce să-mi facă, mă, ești cu cap? Dar ce să-mi fac? Ce-am făcut? Am dat la omul. Poate că ești ghirlan, ai văzut mai... Dacă există cineva acasă care are vreun video sau m-a văzut în vreo ipostază cu vreun bărbat, cel puțin lângă el, așa, mai dezbrăcat, nu dezbrăcat, mai dezbrăcat, îl rog să trimită imaginile. Dar nu imagini din alea făcute, vă rog frumos. Cum arată situația pentru Florin pe câmpul de bătaie al iubirii după controversatele revelații? Alerg de o săptămână. Merge, merge, ai dreptate. Mintea multor bărbați. L-ai obosit? Nu. Vrei să stai jos? Păi vreau să stau jos, dar să mă întorc asta. Lasă, lasă cu tot. Ei, mi-ai îndreptat. Vedete. Stai pe ăla acolo. Dacă erai în tu știi câți bani aveam dacă erai în nici măcar. Să stai tu lângă mine, dezbrăcat, nu mă accept, nu suport. Asta e singurul lucru care dezătește mă. A tot alergat pe raftul. Ce, un femei de-astea? Și a făcut cu altă femeie aici. A făcut cu Liliana și a să câștigați voi. A iubit Florin, nu știu ce, iubim asta. Și așa trebuie să faci cupul cu Liliana, cu Lilica? Da, e aia. Schema polimentară. E ok, capat, oricum. Este, este, frate, nu se cred. Acum nu știu, vreau să fac cupul cu Liliana. Pentru diseară. Păi și eu ce, ce mâncăm? Cum? Noi ce mâncăm? Păi dacă s-a luat șapte... Ce să mănânc? Noi la o găleată. Dai și mie de la tine ceva? Păi dacă s-a luat șapte... Păi... Câte... Ce? Dai? Nu știu. Nu. Liliana, îmi dai și mie ceva de la tine? Păi dacă s-a luat da. Șapte... Din ce da? Primesc acum? Păi dacă n-ai de mă să știi ce vreau, am ceva de la tine. Da. Ha. De mâncare, nu? Am zis ceva de la tine acum. Dai sau nu? Depinde. Păi de ce depinde? Păi depinde ce vrei. Că nu poți să dau dai, orice. Sau? Deci nu dai orice. Nu? Ah. M-am liniștit. Ați auzit materialul. Eu nu mai am ce să vorbesc pentru că nu mai am ce să vorbesc. Pe mine nu m-a interesat sexualitatea lui sau ocupația lui. Eu vorbeam strict de e-mail, că nu e doar atât, că sigur e ceva mai mult scris acolo. Asta referitor la Florin. Iar ce am vorbit despre Liliana, Tudor mi-a spus, după ce au venit cumpărăturile, că i-ar fi spus oamenii în market că dacă ar face un cuplu cu Liliana, ar câștiga. Și în timpul materialului, când ați avut invitat și cu e-mail-urile, am spus, știu că familia ei are reacții imediate și am zis, ce a fost reacție la... Da, Liliana zice că nu este deranjată de un astfel nu, de comportament. Nu, eu m-am gândit din punctul de vedere al părintelui. Atât, doar atât. La faptul că n-aș avea o problemă să am un iubit care a făcut înainte video chat. Nu, eu m-am referit da, la reacția pe care
îmi cer scuze dacă am spus asta, ar avea o mama ta, pentru că am descoperit-o cu mine. Da, am înțeles. Atât. Doar că nu se pune problema între mine și Florin, nu e nimic și nu... Bun, eu am încercat să spun și ieri, întrucât televiziunea ar trebui să aibă cât mai poate și ea, în contextul de azi, un rol educativ. Acea explicație cum că nu îmi place să muncesc sau să am 3-4 joburi sau îmi place să am o viață mai bună, o haină mai de calitate, nu îmi place să împart camera sau chiria cu încă 3-4 persoane și de aceea am ales această variantă, poate fi, din păcate, soluția pentru foarte mulți tineri. Și eu încerc să trag cumva un semnal de alarmă și să spun tinerilor de astăzi că, sigur, e greu să-ți găsești de muncă, să fii bine plătit, dar asta nu înseamnă, domnișoarelor și domnilor, că trebuie să vă vindeți trupul pentru bani, doar pentru o viață mai bună, pentru că este o chestiune trecătoare. N-ai cum să faci o viață asta. Și dacă nu te apuci de o meserie ca lumea și dacă nu investești în educația ta, te pierzi. E păcat să dăm exemplul acesta tinerilor. N-am nicio treabă. Eu lucrez în teatru. Și vreau să vă spun că printre artiști, cum spunea și Mara ieri, sunt foarte mulți gay. Mă înțeleg foarte bine cu ei, mai ales în lumea baletului. Foarte mulți dansatori. Știți cât de talentați sunt? Știți ce oameni minunați sunt? Stau cu ei la masă, mergem la petreceri, n-am nicio problemă, sunt foarte buni prieteni. Nu mă interesează ce fac ei acasă, dar dacă e subiectul în emisiune, eu trebuie să fac treaba și să pun întrebări. Cine n-a înțeles și crede că mă ia pe mine peste picior, nu înțelege un lucru, că ei vin și pleacă. Și eu sunt aici de 5 ani. Poate mai vin, poate nu mai vin. Că nu dacă îmi doresc neapărat, stau să mă iau în discuții indirect cu toți impertinenții. Nu cred că am învățat atât.